Dacă n-ar fi cuvântul în Biblie, mi-ar fi greu să-l citesc, mai ales într-o astfel de adunare. Dar de la început aș vrea să vă spun că relația dintre Dumnezeu și Israel este o relație de căsătorie. Și de aceea limbajul acesta, și mai ales când este vorba de rătăcirea nevestei lui Dumnezeu, a lui Israel, profeții Vechiului Testament folosesc cuvinte mult mai dure decât acestea. Dar tot textul pe care îl vom citi și îl vom parcurge, aduceți-vă aminte că se referă la o realitate spirituală, la necredincioșie față de Dumnezeu, față de soțul lui Israel. Necredincioșie față de Dumnezeu. Deci, pe de o parte trebuie să comutăm pe un alt plan. Pe de altă parte, în timpul scurt care îl avem, nu o să putem desluși toate lucrurile și sunt foarte multe lucruri de explicat în capitolele acestea. De aceea am retipărit volumul 2 pe Apocalipsa. Cei care aveți timp și curiozitate, puteți să îl citiți. Știu că atunci când vedeți cum arată un singur volum, ziceți, nu, nu, mulțumim, ne mulțumim cu predica din dimineața aceasta. Dar sunt și oameni curioși care ar vrea să afle mai multe despre acest text ciudat, capitolele 17 și 18. Mulțumesc cititorului meu și îl invit să rămână și la serviciu 2. Și haideți să citim câteva versete din capitolul 17, să vedem despre ce este vorba. Apoi unul din cei șapte îngeri, care țineau cele șapte potire, a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină de nume de hulă, și avea șapte capete și 10 coarne. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis: de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele șapte capete și cele 10 coarne. Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă, spune îngerul. Primul lucru pe care trebuie neapărat să-l înțelegem este că fiara și femeia sunt două entități complet distincte. Cu alte cuvinte, sunt două personaje prezentate într-un mod ciudat. Dar femeia așa de pe fiară, da? Și veți vedea un pic mai târziu, fiara se întoarce împotriva femeii, o urăște, o dezbracă, îi mănâncă carnea și o arde în foc. Și femeia este cetatea cea mare. Deci este vorba de altceva, de aceea spune taina acestei femei. Nu uitați, sunt două personaje distincte. Cine-i fiara? Fiara este Imperiul Roman, după cum vom vedea, iar curva cea mare este Ierusalimul apostat, unde templul fusese transformat într-o peșteră tâlhari, Dumnezeu scos afară și întregul lui popor, dragii mei, care fusese nevasta lui, i-a întors spatele cu ibovnicii ei, cu dumnezeii străini. Deci fiara este Imperiul Roman, curva cea mare este Ierusalimul apostat cu templul transformat într-o peșteră de tâlhari. Dați-mi voie să mă apropii puțin de ea, să vedem mai de aproape cine este și cum justificăm o astfel de concluzie. Aș lua trei lucruri la care să privim cu atenție în această dimineață. În primul rând, limbajul dur pe care îl folosește Apostolul Ioan. Apoi, de ce nu vorbește direct și pe față să-i spune Ierusalim? De ce îi spune Babilonul cel mare, curva cea mare, mama curvelor pământului? De ce acest mod ciudat de a vorbi? Și în al treilea rând, dacă despre ea este vorba, și mai ales că sunt datări diferite ale cărții Apocalipsa, unii o datează înainte de căderea Ierusalimului, alții după căderea Ierusalimului, e foarte important să vedem unde se potrivește textul nostru cel mai bine. Și veniți să începem cu limbajul dur pe care îl folosește Ioan.
Atunci când citești textul acesta și ți-e rușine să-l citești de multe ori în fața copiilor, te întreb oare nu putea folosi cuvinte mai atent alese. Nu este prea mult să numești Ierusalimul cetatea Dumnezeului celui viu, unde era templul lui Dumnezeu, unde Duhul lui Dumnezeu coborâse, curva cea mare? Dragii mei, așa ar fi dacă înainte de Ioan, profeții Vechiului Testament n-ar fi fost mult mai direcți și mult mai duri cu situația apostată a poporului lui Dumnezeu. Și v-aș aduce aminte doar de două texte. Texte din Ieremia și Ezechiel. Ieremia, capitolul 2 și 3, sau Ezechiel, capitolul 16 și 23. Vă las pe dumneavoastră să le citiți pe îndelete acasă, să vedeți cât de grele cuvinte folosesc profeții. Dar cine sunt aceștia? Ieremia este în Ierusalim. El trăiește căderea Ierusalimului. El trăiește vremea respectivă. Sub ochii lui se întâmplă. Ezechiel a fost dus deja în robie. Și în preajma căderii Ierusalimului, zice, dimineața am vorbit cu Domnul, seara mi-a murit nevasta. Și el trebuie să trăiască pe propria lui piele durerea lui Dumnezeu, care trebuie să-și dea soția apostată, soția adulteră, să o dea la moarte. Dar dați-mi voie să iau câteva versete din Ieremia. Vă las pe dumneavoastră să citiți capitolele 16-17 din Ezechiel. Versetul 22. Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după bali? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, dromaderă iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Măgăriță sălbatică, deprinsă cu pustia care gâfâie în aprinderea patimii ei, cine va împiedica să-și facă pofta? Toți cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească, o găsesc în luna ei. Ridică-ți ochii spre înălțim și privește, unde n-ai curvit? Te țineai la drumuri ca arabul în pustie și ai spurcat țara prin curviile tale și cu răutatea ta. Măcar că ploile au fost oprite și ploaia de primăvară a lipsit, totuși tu ți-ai păstrat fruntea de curvă și n-ai vrut să ai rușine. Atunci și acum, între ce scrie Ieremia, de pildă, și ce scrie Ioan, au trecut foarte mulți ani, secole în șir. De ce ar fi împrumutat Ioan cuvintele profeților Vechiului Testament? Pentru că există o relație, o similitate între acum și atunci, sau între atunci și acum. De pildă, atunci, dacă te gândești, templul fusese transformat într-o peșteră de tâlhari, iar Ierusalimul era o curvă. Acum, templul era o peșteră de tâlhari și Ierusalimul era o curvă. Cine a rostit lucrul acesta? Domnul Iisus însuși. Atunci când a intrat în templu și a răsturnat mesele vânzătorilor de bani și spunea, ați făcut din casa tatălui meu, care trebuia să fie o casă de rugăciune, o peștere de tâlhari. Da? O peștere de tâlhari. Interesant, când atunci Ieremia rostește aceleași cuvinte, ați făcut din ea o peștere de tâlhari, 40 de ani mai târziu Ierusalimul a fost dărâmat. Când Iisus rostește aceste cuvinte, 40 de ani mai târziu, Ierusalimul este dărâmat. Contexte similare, limbaj similar. Observați ce îl îndreptățește pe Ioan să împrumute din Vechiul Testament limbajul profeților, pentru că el însuși era în șirul profeților, dragii mei, vine doar să pună punctul pe ei, într-un fel să rostească verdictul final asupra unei religii apostate, anume asupra unei cetăți apostate. Deci am înțeles de ce este atât de dur limbajul în aceste capitole. Dar o altă întrebare este, de ce nu-i spui pe față Ierusalim? De ce îi spui Babilonul cel Mare? Ce are una cu cealaltă? Dragii mei, atunci când te întrebi de ce folosește acest termen, în primul rând, termenul îl găsim în capitolul 17, Babilonul cel Mare. Dar nu este pentru prima dată când Ioan folosește pseudonime. În capitolul 11, el numește Ierusalimul Sodoma și Egipt. Observați, Babilon, Sodoma și Egipt, toate arată spre o realitate pe care Dumnezeu o condamnase în Vechiul Testament. Și în cazul capitolului 11 se precizează cetatea unde a fost răstignit Domnul lor, deci nu poți face confuzie. Este o singură cetate în care Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit și cetatea aceasta este cetatea cea mare,
Ierusalimul, singura cetate aleasă de Dumnezeu să locuiască acolo, iar acum Duhul lui Dumnezeu era la râul Chebar, plecat din templu care a fost transformat într-o peșteră tâlhari. Veniți să privim cuvintele din capitolul 18, să vedeți de ce o numește Sodoma. De ce o numește Sodoma? Capitolul 18, primele versete. După aceea am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: a căzut, a căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Poate ne întrebăm, limbajul acesta global, împărații pământului, negustori, cum să se potrivească povestea asta la Ierusalim, o cetate pe vremea lui, nu foarte însemnată, nu-i așa? Dar trebuie să înțelegeți că suntem într-un fel la sfârșitul istoriei lui Israel ca națiune pentru vremea aceea. Mii de ani mai târziu Dumnezeu va sta din nou față în față cu Israel și noi așteptăm încă vremurile acestea. Dar atunci când Dumnezeu rostește verdictul, nu rostește verdictul asupra unei situații punctuale, ci rostește verdictul asupra întregii istorii de apostazie a poporului său. Și dați-mi voie să las pe cronicar să deschidă înaintea noastră istoria lor. Observați, unul cronici pleacă din primul verset de la Adam, urcă spre scaunul de domnie al Domnului trecând prin legământul davidic, în care Dumnezeu promite că unul din fiii lui David va sta pe scaunul de domnie al Domnului în casa Domnului. Când Solomon este ridicat pe tron, dragii mei, textul spune, capitolul 29, versetul 23, Solomon a șezut pe scaunul de domnie al Domnului, ca reprezentant al Domnului să împlinească planurile lui Dumnezeu, să transforme Ierusalimul într-o poartă spre cer, într-o poartă în care neamurile să vină să-L găsească pe Dumnezeu, pentru că numele Lui este mare în mijlocul poporului Său. Oare de ce l-a ales Dumnezeu pe Avram? Nu cumva ca toate familiile pământului să fie binecuvântate în numele Lui? Observați, Israel și pământul nu pot fi rupte de o altă. Și de aceea este limbajul acesta în care Ioan vorbește despre rolul lui Israel în întreaga planetă. Atunci când Dumnezeu îi aduce la Sinai, le spune: ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine acum. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei, dar nu pentru că am lepădat tot pământul, ci pentru că tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție, un neam sfânt, o împărăție. Astea sunt cuvintele care se spui bătrânilor lui Israel. Da, vom face tot ce a zis Domnul. Solomon șade pe scaunul de domnie al Domnului și prin compromisurile lui despre care am vorbit, dragii mei, el începe să împingă istoria pe topoganul de la care n-a mai fost întoarcere, până când s-a făcut praf în robia babiloniană și Dumnezeu a trebuit să rupă legământul cu poporul său. Dar pentru că el încă nu și-a terminat planurile, observați, există o revenire. Și am zice, cel puțin acum poporul se va vindeca. Din păcate, observați, Ioan și Dumnezeu judecă o întreagă istorie. O întreagă istorie. Și vreau să vă spun, istoria nu s-a oprit acolo. Dumnezeu, în bunătatea lui, după 70 de ani, i-a scos din robie și i-a așezat înapoi în țară, da, în mijlocul problemelor. Dar ce au făcut ei cu întrupatul fiul lui Dumnezeu, cu împăratul lui Israel? L-au așezat pe o cruce. Și-au strigat în auzul lui Pilat: dar ce să fac cu Iisus? Răstignește-l, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Vă întreb, există vreo cetate, vreo țară, vreun neam încărcat cu mai multă vinovăție decât aceasta? Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Nici nu mă mir de strigătul lui Dumnezeu din versetul 4 din capitolul 18. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Aceeași strigare o primiseră în momentul în care Babilonul era pe punctul de a cădea.
sub imperiul Medo-Persan și Dumnezeu strigă, fugiți, fugiți! Pentru că altfel veți fi sub dărâmăturile și sub pediapsa Babilonului. Și ăsta este motivul pentru care face această paralelă a profetul nostru, versetul 5. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Ați mai auzit undeva exact aceste cuvinte? Păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer, dragii mei. Exact ca în Genesa, în cetatea Sodomei, pe care Dumnezeu a trebuit să o pustiască toate, plouând foc din cer peste ea. Cine este femeia? Limbajul dă de gol lucrurile, pseudonimul, dragii mei, ne încurcă puțin, dar dacă încep să corelez textele, lucrurile încep să devină clare. Dați-mi voie să focalizez mai bine imaginea pe datarea scrierii. În Apocalipsa, capitolul 1, uitați-vă cum începe cartea Apocalipsa. Descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrările care au să se întâmple în curând. Să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în cât de curând. Uitați-vă la versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea. De ce? Căci vremea este aproape. Cât de aproape? Uitați-vă cum se termină cartea. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cât de aproape? Versetul următor. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Nu mai e timp de întors. Atât de aproape, toate bat la ușă. Aduceți-vă aminte de Lot, o noapte întreagă, a alergat de la unul la altul să scape fetele și ginerii și era să piară și el cu tot, dacă îngerul nu l-a fi scos de mână să-l scoată afară din cetate. Atât de aproape, atât de aproape. Vremea este aproape. Cât de aproape? Dați-mi voie să mă mut un pic la fiara care este Imperiul Roman. Versetul 9. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele șapte capete sunt șapte munți pe care șade femeia. Șapte munți, cele șapte coline ale Romei pe care șade femeia. Observați, Ioan nu te lasă în ceață. Te ajută să te așezi undeva în istorie, în geografie, să limpezești lucrurile. Dar textul continuă. Sunt și șapte împărați. Cinci au căzut, unul este. Cinci au căzut, unul este și textul continuă. Dați-mi voie să înșir. Dacă trec prin lista împăraților, primul dintre ei, recunoscut ca împărat, Iulius Cezar, a fost unul din generalii respectiv, era Octavian Augustus. După el vine Tiberiu, după Tiberiu vine Gaius, Claudius și Nero. Și textul spune, cinci au căzut. Dacă cinci au căzut, trebuie să fim după moartea lui Nero, care este 69 iunie, probabil, se sinucide. Unul este, unul este. Cel care este, este Galba. Și el domnește câteva luni de zile. Sfârșitul anului 68 și începutul anului 69. Da, 69. Cât de aproape? După ușă este anul 70. Da, după ușa anului 70. Vremea este aproape. Cei mai mulți comentatori datează Apocalipsa 92-95. Dacă datez Apocalipsa 92-95, habar n-am ce să fac cu textul care a fost. Și de aceea, dragii mei, cred că lucrurile se potrivesc în anul 68-69. Și observați, care este evenimentul istoric cel mai aproape între 62 și 135? Mai este o vreme. Acolo s-a întâmplat înnăbușirea răscoalei lui Bar Kokhba și Ierusalimul este arat și transformat într-o cetate păgână, Elia Capitolina. Dar în anul 70 cade Ierusalimul, templul este ars și Ioan scrie în anul 69 unul este altul, celălalt n-a venit când va veni, va rămâne puțină vreme, vom vedea. Deci suntem foarte aproape de evenimentul pedepsirii Ierusalimului din pricina curviilor ei. Dar noi suntem în cartea Apocalipsa și în mod interesant, de-a lungul cărții descoperim trei femei, am spus la început.
Femeia din 12, femeia din 17-18, lângă care ne aflăm, și vom trece în capitolul 19, primele 10 versete. Trei femei. Cine sunt acestea? Dragii mei, putem fabula, dar textul îți dă destule indicii ca să te descurci în ele. De pildă, femeia din 12, mai țineți minte? O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, cu o cunună de 12 stele pe cap, era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Și am văzut un alt semn, un balaur mare și roș, și este descris cu 7 capete, 10 coarne, stătea înaintea femeii să-i mănânce pruncul când îl va naște. Ea a născut un copil de parte bărbătească. Și copilul a fost răpit la Dumnezeu. O istorie întreagă într-o imagine. Și în momentul acela se declanșează războiul din cer și balaurul cu îngerii lui este aruncat pe pământ. Femeia din 12 îl aduce pe Hristos pe scena istoriei. Observați, toate femeile se raportează la Hristos într-un fel sau altul. Femeia din 12 este sămânța lui Avram ca să împlinească jurământul lui Dumnezeu. În sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii. Și din ei a ieșit după trup și Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Bun și răi au fost ținut pe scena istoriei ca Dumnezeu să-și împlinească planul prin ei, să-L aducă pe Mesia. Și în bunătatea Lui, Dumnezeu le oferă lor mai întâi pâinea caldă, pe Hristos. Dar celelalte două femei, care descind din prima femeie, sunt sămânța și rămășița seminței ei, observați, femeia din 17 respinge pe Hristos, femeia din 19 îl primește pe Hristos. Imaginea se conturează în raport cu Hristos, după cum toate cântările din dimineața aceasta ne-au spus că veșnicia noastră se decide în raport cu Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Îl aduce, îl respinge și îl primește pe Hristos. Și aici va fi, dragii mei, întrebarea în zilele noastre. Și eu și tu pot face exact același lucru. Îl pot respinge sau îl pot primi. Dar asta va hotărâ veșnicia noastră. Va hotărâ destinul nostru veșnic. Femeia din 12 este Israel în ultimă instanță, care a colindat istoria din Genesa 3 cu 15 și acolo se întâmplă nașterea lui Mesia. Femeia din 17, curva cea mare, femeia din 19-20, mireasa Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 5 din capitolul 17. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Mama, dacă este o mama curvelor, probabil că ar trebui să aibă și niște fiice, nu-i așa? Logica imaginii nu te poate împinge în altă parte. Dar cine să fie fetele Babilonului celui mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului? Dragii mei, sinagogile din diaspora secolului I erau în relație teologică, administrativă, cu templul de 3 ori pe an. Bărbații veneau la Ierusalim și aduceau bolul pentru templul. Erau marile sărbători ale lui Israel poruncite de Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat cu sinagogile din diaspora? Cel puțin la două, în dreptul a două biserici, Smirna și Filadelfia, Ioan le numește sinagoga satanei. Și vă întreb, dacă fetele au ajuns ale satanei, cum o fi mama lor? Sau dacă fetele depind de mamă, și aici am eticheta foarte clară, sinagogile satanei, oare la întâmplare este numită mama curvelor pământului? Mama curvelor pământului? Vestele 6-7. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și un pic mai încolo, dragii mei, în capitolul 18 spune cetatea în care s-a găsit tot sângele vărsat pe pământ. Există o singură cetate pe pământul acesta. Cetatea, dragii mei, care a strigat în curtea lui Pilat sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri.
Puneți un taler, un cântar înaintea noastră, pe un taler sângele lui Hristos, pe celălalt taler toate păcatele omenirii. Sângele lui Hristos a plătit pentru tot. Dar când ai cerut sângele acesta care te-ar fi putut mântui, dar tu ai cerut pedeapsa, dragii mei, tot sângele vărsat pe pământ și toată vinovăția lumii a căzut pe capul tău. Versetul 7. Și îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Era și nu... Notați, vă rog, cu atenție cuvintele. Versetul continuă. Și locuitorii pământului, ale călor nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era și nu mai este și va veni. Era, nu mai este și va veni. Cum este numit Dumnezeu în Apocalipsa? Cel ce este, cel ce era și cel ce vine. Fiara asta era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Sunt și 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni? Și când va veni? El va rămâne puțină vreme. Puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însă și este al 8-lea împărat. Este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Nici nu știu cum să le iau pe toate acestea, dar dați-mi voie să le pun înaintea noastră. 5 împărați au căzut. I-am înșirat deja. Unul este Galba. După care celălalt n-a venit încă și când va veni va rămâne puțină vreme. Ce s-a întâmplat după sinuciderea lui Nero? Dragii mei, întregul imperiu a intrat într-un fel de război civil. Și pentru că armatele romane erau împrăștiate prin Imperiul Roman, în momentul în care Galba este asasinat, dragii mei, se declară imperator unul dintr-un capăt și un altul din celălalt capăt. Și dintr-o dată sunt 2 împărați care trăiesc aproape concomitent, Vitellius, Otto și Vitellius. Dar ei au rămas foarte puțină vreme, dacă vă uitați, numai luni de zile, în rest au fost asasinați. Și de undeva din Siria se ridică fiara. Dar de ce fiara este al 8-lea împărat, deci fiara care era nu mai este, ea însă și este al 8-lea împărat, care se ridică și pleacă la pierzare? Pentru că Nero era încă împărat, când izbucnise răscoala împotriva Romei, 66, el a murit sau asasinat sau sinucis în 69. Deci suntem pe la sfârșitul răscoalei și deja Vespasian era încredințat să năbușe răscoala de la Ierusalim. Când Iosif Flaviu, care era un general și un preot, a fost prins, Iosif Flaviu s-a uitat în ochii lui Vespasian și a spus, vei fi împărat în Roma. Și Vespasian i-a spus, dacă eu voi fi împărat în Roma, tu vei trăi. Și el ajunge la curtea lui Vespasian, dragii mei, ca istoric și scrie lucrările lui despre toată istoria lui Israel și luptele iudeilor. Dar de ce este asociat Nero cu Vespasian? În primul rând pentru că Nero l-a numit, în al doilea rând, Nero când a prins Roma, s-a ridicat împotriva creștinilor, dragii mei, a răstignit, a făcut torțe din ei. Și Vespasian este cel care, sub care templul este dărâmat, iudeii uciși, duși în robie. Fiul lui Titus termină toată povestea aceasta, dragii mei, în Ierusalim. Versetul 15. Apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Câte neamuri erau la Ierusalim în ziua cinzecimii? Vreo 14, veniți de peste tot. Oameni din toate limbile pământului. Da. Pentru că Ierusalimul trăia din obolul, din dările pe care toți cei împrăștiați prin diaspora le aduceau de 3 ori pe an. Versetul 16. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor râ pe curvă. O vor pusti și o vor lăsa goală. Carnea o vor mânca și o vor arde cu foc. Se bază de ce curva și fiara nu pot fi aceeași entitate? Pentru că fiara se întoarce împotriva ei și o va arde în foc. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să-i aducă la îndeplinire planul lui.
să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu. Până se vor... Dar când au fost rostite cuvintele astea lui Dumnezeu? O, de-a lungul întregii istorii. Dar vă aduceți aminte când Domnul Iisus coboară de pe muntele măslinilor și ucenicii zic, ce ziduri, ce templu. Și Domnul Iisus se uită și spune, nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmate. Și apoi în capitolul 24 le spune, cine-i pe câmpie să nu se întoarcă în casă, cine-i pe acoperișul caselor să nu coboare. Ieșiți, fugiți! Când Ierusalimul va fi încercuit, nimeni nu va scăpa. Au fost cuvintele Domnului Iisus. Iar acum 40 de ani mai târziu, ca să se împlinească planul lui Dumnezeu rostit asupra unei femei adultere, asupra curvei celei mari. Versetul 18. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Cetatea cea mare. În Matei, capitolul 22, Domnul Iisus spune o pildă. Pilda nunții fiului de împărat. Împăratul a pregătit o nuntă pentru fiul său și și-a trimis robii să-i cheme pe cei poftiți la masă. Dar unul a zis, mi-am cumpărat o pereche de boi, mă duc să-i încerc. Mi-am cumpărat un ogor, mă duc să-l văd. Abia mi-am însurat, nu putem veni. Împăratul s-a mâniat și-a luat robii și i-a trimis la răscrucea drumurilor. Dar problema este că înainte de asta, trimiși împăratului sunt prinși, omorâți cu pietre și uciși și împăratul s-a mâniat. Și textul spune, a trimis oștile lui și le-a ars cetatea. Cuvinte rostite cu 40 de ani înainte și împlinite acum, Dumnezeu le-a pus în inimă să ducă la îndeplinire planurile lui. Femeia din 12 aduce pe Hristos pe scena istoriei. Dar pe noi ne interesează de ce anume Ioan așează una lângă alta pe curva cea mare și pe mireasa lui Hristos. Una îl respinge pe Hristos, cealaltă îl primește pe Hristos. De ce a lăsat când în capitolul 14 deja unul din îngeri a anunțat a căzut Babilonul cel mare și atâtea lucruri se întâmplă? Și abia acum Babilonul cel mare este descris sau căderea lui și imediat lângă ea se ridică mireasa lui Hristos, primele 10 versete din capitolul 11 și apoi noul Ierusalim. De ce juxtapune Ioan pe cele două femei? Veniți să citim ceva și despre mireasa lui Hristos, primele 10 versete. După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna Până ei. Când, Doamne, vei înceta să răzbun sângele nostru, îmbătate cu sângele sfinților și a mucenicilor lui Iisus, a răzbunat sângele robilor săi. Și au zis a doua oară, Aleluia, fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii s-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, care ședea pe scaunul de domnie și au zis, Amin, Aleluia. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea, Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeul nostru, toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să împărățească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Nunta mielului spre care se grăbește întreaga istorie. Și i s-a dat să îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Versetele 9 la 10. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închinăite.
Căci mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Este Duhul prorociei. Suntem la una din femeile din Apocalipsa. Le-am văzut, 12, 17 și 19, 21. Dar observați, între cele două, Ioan ne obligă să facem o comparație, să ne oprim în fața acestor două oglinzi și să ne privim. Prima, l-a dus pe Hristos pe scena istoriei. A doua, îl respinge pe Hristos. A treia, îl primește pe Hristos. Și întrebarea este, ce voi face eu și ce vei face tu cu el? În ultimă instanță, cea mai mare alegere a vieții noastre. Care să fie relevanța textului pentru destinatarii originali, pentru cele șapte biserici? Dragii mei, în primul rând, pentru ele a venit ceasul adevărului. Ceasul adevărului. Gândiți-vă la viața lor și dați-mi voie să las un pic pe Ioan și să vin la Petru, pentru că și el scrie bisericilor din diaspora acelei vremi, din Asia Mică a secolului I. Zice, nu vă mirați de încercare de foc care a venit peste voi să vă încerce ca de ceva ciudat. Încercare de foc. De unde venea încercarea asta de foc? Păi Smirna, vei avea un necaz de 10 zile, vei fi aruncat în temniță, Pergam, Antipa, martorul credincios, Filadelfia, toate bisericii erau presate de sinagogile satanei, folosindu-se de sabia puterii romane, dragii mei, ca să persecute bisericile. O încercare de foc. Uitați-vă cum își termină Petru prima epistolă. Versetele 12 și 13. V-am scris aceste puține rânduri ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc. Ce? Că harul, că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul de care v-ați alipit. Care e încercarea de foc? Nu e doar persecuția, suferința fizică, ci în primul rând presiunea teologică a sinagogilor și templului împotriva celor ce s-au rupt de iudaism. L-au lăsat pe Moise și au venit la Hristos. De la rob au venit la stăpân. Și i-au început să-i acuze și că strădători de țară, și de neam, și rătăciți, și eretici. Și în momentul acela, dragii mei, presiunea, oare cu adevărat ne-am alipit de harul cel adevărat? Și Petru le scrie, adevăratul har al lui Dumnezeu este harul de care v-ați alipit. Acum că Dumnezeu a judecat pe curva cea mare, acum au putut resufla ușurat să spune, am ales bine, l-am ales pe Hristos, am ales singura cale spre Dumnezeu Tatăl. Dar uitați-vă cum își încheie el epistola, versetul 13. Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate. Babilon, ați mai auzit cuvântul? Petru nu era în Babilon, dragii mei, nici Marcu. Era în Ierusalim și răstigniți acolo, da? Sau cel puțin Petru cu capul în jos. Dar observați pseudonimul? Pentru că Ierusalimul se transformase în curva cea mare. Pe de o parte ceasul adevărului, pe de altă parte un solemn ceas al atenționării. O întrebare. Cum se poate ca femeia care l-a dus pe Hristos pe scenă, în plin planul lui Dumnezeu, să devină curva cea mare? Cum se poate lucrul acesta? Dragii mei, asta este atenționarea care rămâne de-a lungul istoriei. Priviți cele șapte biserici și panta apostaziei lor. Mă gândesc la Efes. Cum a început în Efes problema? Au fost ocupați cu întâlnirile de comitet. Și-au pus la încercare, s-au judecat pe XYZ și au dovedit că nu sunt apostoli, dar și-au uitat mandatul primit de la Hristos să fie lumină și sare în cetate. Coborâți un pic mai jos, în Pergam. O biserică bună, cu fapte multe, dar era acolo un grup de oameni în care se tolera învățătura necolaiților și faptele lui. Coborâți la Tiatira. Tiatira a dat unei femei, Izabela, o putere mai mare decât a cuvântului lui Dumnezeu, cum se întâmplă și astăzi cu prorociții și prorocii, dragii mei, de peste tot, da? Izabela și o biserică întreagă este târâtă în idolatrie. Veniți la Sardes, o altă problemă. Preocupați de lucrurile exterioare, de trupele de închinare, de lumini, de ecrane, de ce se întâmplă în programele pe care le alcătuim cu mare grijă. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort.
Veniți la Laodiceea, o altă poveste. Ah, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, opulență, bună, material, bine așezată biserica. Dar Hristos este scos afară la ușă. Dragii mei, este o solemnă atenționare. Pe panta asta apostaziei, orice biserică locală poate să intre. Și Irisul poate să intre. Care e relevanța cărții pentru noi? În primul rând, este o solemnă atenționare. Uitați-vă când Pavel descrie istoria celor ieșiți din Egipt. Ce scrie în capitolul 10, versetul 11? Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul viacurilor. Cine nu învață din istorie, o repetă. Da? O repetă. 1 Timotei, capitolul 4, primele două versete. Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Dragii mei, noi trăim pe teritoriile duhurilor înșelătoare. Nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Noi suntem simple mănuși pe care le poartă o realitate spirituală. Imaginați-vă învățăturile dracilor pe internet la ora asta. Cum alegi între ce auzi și ce vezi? Ce-i bine? După cine să mergem? Care-i direcția? Asta este realitatea în care trăim și textul continuă. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Panta apostaziei. Oare unde să așezăm biserica noastră? Nădăjduiesc să nu fim la Odiseea cu Hristos la ușă. Dragii mei, când va veni Hristos, va găsi credință pe pământ. El nu întreabă dacă va găsi biserici pline, programe, bine așezate, dacă... Nu, asta este întrebarea. Ci El se uită puțin mai adânc în mine și în tine. A crede în Hristos înseamnă a-L urma pe Hristos. A crede în Hristos înseamnă a-L urma pe Hristos. Dacă ei... Oare noi suntem scutiți? Oare putem lăsa garda jos? Lăsa vâslele din mână? Nu, dragii mei. Dar pe lângă o solemnă atenționare, este și o încurajare. Priviți, vă rog, panta apostaziei. Cum se poate ca într-o astfel de realitate să nu te lași târât de mersul lucrurilor? Să fii biserică din Smirna și o biserică din Filadelfia. Ai păzit numele meu. Ai păzit numele meu. N-ai lepădat credința mea. Dragii mei, oamenii vor fi adăugați la biserică, nu dacă facem noi evangelizare, ci dacă Hristos este în mijlocul nostru și viețile noastre sunt transformate. Ei erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod și Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Ți-am pus înainte o ușă deschisă, îi spune bisericii din Filadelfia. Observați, când te uiți la două biserici mici, probabil la număr, slabe în putere, fără mare posibilități. Asta îmi dă nădejde. Știți de ce? Și totuși, se poate. Se poate. În lumea asta a apostaziei se poate să rămâi în picioare prin prezența și ajutorul Duhului Sfânt. Romani, capitolul 8, versetele 31 și 32. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Dar ca să fie Dumnezeu pentru noi, noi trebuie să fim pentru El. Nu-i așa? Să fim pentru El. Eu vin curând, veghează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Dați-mi voie să ridic înaintea noastră două oglinzi. 17-18, 19-20. 17 respinge pe Hristos, 19 îl primește pe Hristos. Respingându-L pe Hristos, ajungi curva cea mare și pățești ce-a pățit ea. Primindu-L pe Hristos, vei fi mireasa Lui.
Dar vă întreb, oare această alegere nu e de-a lungul istoriei înaintea tuturor? Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, alipindu-te de El. Da. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii acelui de care ascultați, deciziile noastre au consecințe. Avem doar două opțiuni. Păcatul care duce la moarte și neprihănirea care duce la ascultarea, care duce la neprihănire. Două oglinzi și dați-mi voie să ne privim în ele și să încercăm să ne gândim oare unde mă atrage într-un fel? Unde mă atrag pornirile din mine? Aș pune în paralel pe cele două femei, citând din textul nostru, Curva cea mare. Șade pe fiară, așadar o și urmează, deoarece a adoptat sistemul ei de valori. Integrată în lume, călătorind pe calea cea lată și mergându-i bine, mireasă. Îl are pe miel ca păstor și îl urmează pe miel oriunde merge el. Curva cea mare. Este îmbrăcată în purpură și stacojiu, este împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Toate bunătățile lumii acesteia le-a adunat, da? Toate. Conturile pline, casa frumoasă, mașina schimbată, slujbă bună, cinste în vârful scării, mireasă. Este îmbrăcat în in subțire, strălucitor și curat. Și inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților, curva cea mare. Pune preț pe lucrurile exterioare, se preocupă de ținuta omului de afară. Mireasă. Pune preț pe omul ascuns al inimii și se preocupă de ținuta omului dinăuntru. Curva cea mare. Ține în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Nu numai că le fac, și găsesc de buni pe cei ce le fac. Și de aceea, dragii mei, flutură lucrurile înaintea tuturor. Uitați-vă la lumea în care trăim. La lumea în care trăim. Să fii curvar și neascultător de Dumnezeu este o cinste în zilele noastre, nu-i așa? Toată lumea te aplaudă și te pune în guvern. Mireasă. Și-a păstrat curăția, inul subțire reprezintă faptele neprihănite ale sfinților. Curva cea mare. Poartă pe frunte scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Mireasă. Are pe frunte numele și strălucește de slava lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu și strălucește de slava lui. Curva cea mare. Era îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Mireasă. Și-a dat mai degrabă viața decât să fi renunțat la credincioșia față de mirele ei. Cine sunt aceștia? De unde vin? Ei l-au biruit prin sângele mielului și nu și-au iubit viața până la moarte. Curva cea mare. Este Ierusalimul pământesc apostat. Iar mireasa este Ierusalimul ceresc care se coboară din cer, de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei. Amen.